Salutare, dragi prieteni! Trebuie să ne bucurăm de faptul că se construiesc poduri și drumuri, dar de fapt nu se construiește absolut nimic. Trebuie să vă spun că în perioada interbelică erau tocmai 27 de poduri și drumuri. Pașaportul tău. Așa. Și dacă semnezi procesul verbal. Ce proces verbal? Îți spun după aia. Dă pașaportul tău. Poftim. Și oprești și telefonul, te rog. Eu mă filmez pe mine la față. Nu fac live. Să filmez pe tine la față. De ce nu? Ce nu? Aici nu se filmează nici la față. Nu se filmează procesul de verificare a actelor sau procesul de funcționare al vămii. Nu se filmează toate împrejurările. Fața mea pot să o filmez. Da, dacă tu te-ai întors așa cu telefonul. Așa, căutam o lumină potrivită. Da, vorbesc singur cu mine cu telefonul. Potrivită. Așa. Aici nu se filmează deloc, mă, prietene. Nu e adevărat, pot să mă filmez pe mine. Tu nu ai înțeles, tu ce faci, mă înveți legea pe mine? Prietene, mă înveți deci vă rog foarte frumos să-mi vorbiți respectuos, mă filmez pe mine la față. Nu trebuie să mi se pară nimic. Nu trebuie să mi se pară nimic. Mă filmez pe mine la față. Vă rog foarte frumos să vorbiți respectuos. Nu ridicați tonul la mine, vă rog. Nu vă învăț, nu sunt profesor de lecții. Mă filmez pe mine la față și deja discuția cu dumneavoastră. Deja și discuția cu dumneavoastră. Hai să încep și o filmare, să încep și o filmare de-a mea. Poftiți, filmați, nicio problemă. Oprește-te, rog, filmarea, ți-am zis. Mă filmez pe mine la față și interiorul automobilului meu. În interiorul automobilului meu pot să mă filmez pe mine, inclusiv la față. Știți foarte bine acest lucru. Eu te stric pe tine și te întreb ceva. Tu urci în mașină și mă bagi în seamă? Dar noi suntem chiar zero barată. Eu nu am observat că m-ați strigat. M-ați strigat, îmi pare rău. N-ai observat, te-ai întors cu fața la mine, m-ai văzut și după aia te-ai urcat în mașină. Nu m-am întors cu fața la dumneavoastră, am urcat în mașină. Pentru că nu am lumina potrivită, pentru că este întuneric. Și de ce ai coborât? Dacă n-ai cum să ai lumina potrivită aici. Noi n-avem lumină. Afară e mai luminos decât în interior. Sunt farurile aprinse. Dar era roșu la față și nu se vedea bine. Nici măcar fața ta. Ba da, pentru că în cazul în care se întâmplă vreo ilegalitate sau se încalcă vreo procedură, aceasta ar putea fi unica probă în instanță. Știți prea bine. Ce ilegalitate se întâmplă aici? Să vă povestesc? Nicio problemă. Stau la punctul de trecere Leușeni-Albița. Așa, stă semaforul nefuncțional. Dacă oprești filmarea, poți să povestești cât vrei tu. Stă semaforul nefuncțional, stă linia stop. Eu opresc mașina, un polițist de frontieră îmi face semn să vin, altul spune, unde te bagi, bă? Ți-am zis eu să vii? Păi, ăsta este un comportament normal? Da, îmi spunea că o să-mi pună amendă, că nu am respectat linia stop. Și am asta filmat aici. Domnule polițist, haideți să vorbim pe rând. Haideți să vorbim pe rând și cu respect. Și inclusiv acest lucru l-aveam filmat pe cameră. Acum mă înveți și cum să vorbesc? Domnule, m-ați întrebat, am dat să vă răspund. Și m-a acoperit. Legal din ce s-a întâmplat până acum? Vă explic. Un polițist de frontier. Ascultă-mă, incredibil. Nu la Sculeni, la Albița, nu m-ați auzit. Asta și spun. Asta și spun că nu m-a auzit și nu m-a ascultat. Păi mă filmez pe mine la față, nu înțelegeți că mă filmez pe mine? Nu vreau să mă filmez pe dumneavoastră, vreau pe mine la față să mă filmez. Pe mine la față vreau să mă filmez, se poate? Imagini în jurul punctului. Pe tine la față poți filmeze în mașină cât vrei. Păi pe mine la față să mă filmez. În afara mașinii, prietene. Căutam lumină. Ai lumină? Nu mă, că eu nu sunt foarte calm. Dă-mă pe mine. Vreau să-l înțeleg de ce se filmează el, ce așa ilegal, ce s-a întâmplat până acum. Domnul polițist, nici nu s-a prezentat. Este foarte agitat, vorbește nerespectuos cu mine. Mă întreabă și nu vrea ca să-i răspund. Dacă vreți, dialogăm. Dacă vreți monolog, nu pot. Nu trebuie să mă prezint. Ba da, trebuie să vă prezentați. De ce am luat vreo măsură împotriva ta? Păi tocmai mi-ați spus, proces verbal, că nu aveți voie. Îmi restrângeți un drept, dreptul de acces la informații. Eu am să-ți dau filmarea jos și să vedem ce e filmat și după aceea îți dau și proces verbal. Ai înțeles ce spune? Am înțeles. Sunt foarte calm, sunt foarte calm. Domnul polițist s-a apropiat agitat. Hai că vă duc acasă, mai aveți puțin. Domnule polițist. Ți-am zis să nu mai filmezi. Nu te filmezi în mașină cât vrei.
cum se întâmplă că un coleg al dumneavoastră îmi spune la linia stop să merg înainte păi, și altul spune, unde te bagi, bă? Colegii din față nu știu târziu, care au venit. Numai că nu s-a întâmplat aici, s-a întâmplat la albiță. Nu aici, la albiță, la albiță. Dar am filmat pe camera de bord. Deci chiar că n-aveai voie să filmezi pe și atunci, care ar fi fost proba că dumnealui a săvârșit o ilegalitate? Păi și cum? Păi și ce ilegalitate a săvârșit el? Zim și mie. Păi cum ce ilegalitate? Păi zim și mie, că eu nu înțeleg în contract. Conform regulamentului circulației rutiere, m-am sumat cerințelor polițistului de frontier, poliției, și am trecut de linia stop, semaforul fiind nefuncțional. Alt coleg îmi spune, păi cum ai trecut? Stați așa, unde te bagi, bă? Și care a fost ilegalitatea, unde am înțeles? Vi se pare o adresare normală? Vrei să-ți fac amendă că n-ai respectat indicatorul? Și unde a fost ilegalitatea, n-ai înțeles? Asta eu încerc, tu ai spus că s-a săvârșit, tu ilegalitate, eu acolo vreau să înțeleg, unde e ilegalitatea? Păi, puteam fi supus unei amenzi contravenționale pentru nerespectarea marcajului rutier. O contestai ulterior și... Păi și de ce să pierd eu ulterior timp, taxă de timbru, instanță? Colegul din față nu știe că au venit. Nu e aici, vă mulțumesc foarte mult, nu e aici, la albiță, era la albiță. Și noi discutăm, eu nu sunt contract, ascultați. Eu te-am întrebat unde e ilegalitatea, că până ai asta tu nu pe ce. Unde era ilegalitatea la ce s-a făcut colegul? Ilegalitatea constă în faptul... Lasă-mă să înțeleg ce vrea băiatul. Constă în faptul că... Ba da, pot să vă explic, foarte clar, foarte simplu. De zeci de ori oamenii sunt sancționați arbitrar și acest lucru face ca ei să pierdă timp irecuperabil. Cu ce te-a ajutat filmarea? N-ai înțeles că nu te-a ajutat cu nimic filmarea. Pot proba asta. Ce proba ai? Că nu ți-o accept în instanță, tu ești serios? Dar n-am nevoie de instanță. Dar unde o? Unii în spațiu public. Adresez ulterior o petiție. O dau unui parlamentar să fac o interpelare. O dau la șefii superiori. Ca să-l... Crede-mă, ascultă-mă puțin. Crede-mă că democrația nu e vorba de nu e vorba de democrație. Nu e așa de bună pentru noi. Crede-mă pe cuvânt. Posibil. Deci nu rezolvai nimic. Deci nu rezolvai nimic cu petiții, cu... Asta e muncă de ani cu petiție. Așa. Eu îți spun ție, cea mai rapidă cale de a contesta, o contesta în instanță. În instanță, proba aia nu se admitea. Am o contestație programată în februarie 2022. Ba chiar riscai. Ascultă-mă, eu nu-ți spun, nu-ți vreau bine. Nu-ți vreau rău. Nu-ți vreau rău. Deci, prima vorbă a spus. În instanță, nu prima vorbă. Nu o te lua așa. În instanță, riscai la sfârșitul procesului penal. Afară de faptul să plătești cheltuieli judecată, primeai și o amendă că ai filmat în spațiu respectiv. Crede-mă cu cuvânt că așa este făcută legislația. N-am făcut-o eu, n-am făcut-o, a făcut-o alții. Eu asta de asta ți-am spus. Pentru tine spun pe viitor. Poți să, dacă vrei să filmezi, dar la urmă, totul e amendă. Nu că ai câștigat, că ai câștigat statul, că întotdeauna câștigă statul sau câștigă poliția. Nu așa spune eu. Eu ți-am zis 9 din 10 cazuri câștigă statul. Pentru că Ministerul de Interne și Justiția și statul sunt toate un singur... Aici trăim, astea sunt limitele în care trăim noi. Ci... Păi și nu trebuie să le schimbăm? Cum să le schimbăm? Păi cum? Prin lege, prin petiții, prin plângeri, prin filmări, prin atitudine. În societatea civilă, intră într-o ONG. Sunt înscris, sunt liderul unui ONG, asta și este ideea. Sunt liderul unui ONG. Dar spun că e greu să mișc treaba asta. Bună ziua. Mai repede salvez pe... Ne luați actele la control? Nu. Actele de acolo, colegul meu mai în față. Eu fac accesul aici, mă fac cu permis. Deci mai repede salvez pădurile decât să schimb treaba. Și pădurile trebuie salvate. Noi suntem de la AUR, de la Alianța pentru Unirea Românilor. Și pledăm deci, pentru salvarea pădurilor. Foarte bine. Pentru că se vinde lemnul la eu străini. Eu chiar aș vrea să salvezi pădurile. Dar ți-ați mai repede salvezi pădurile decât schimb legislația asta. Cum vă numiți dumneavoastră? În domeniul ordinii publice. Cum vă numiți dumneavoastră? De ce? Eu mă numesc Vlad. Dumneavoastră cum vă numiți? Eu numesc Cristian. Cristian, îmi pare bine. Sper că e un nume real. Nu, un nume real, că nu vorbesc. Parcă că dacă omul spune problemele lui, e înscris într-o platformă. Ce vreau să vă spun, dragi prieteni, revenind la subiectul nostru despre vamă. La noi se laudă lumea că se repară 4 poduri și se va mai construi încă un pod peste Ungheni. Adevărul este că acest pod despre Ungheni și aud despre el de mai bine de 5 sau 6 ani, de prin 2014 de 2015. Dar culmea este că în perioada interbelică, în perioada în care eram între două războaie mondiale, nu aveam 5 poduri. Aveam 27. Iată, asta este crunta și tragica noastră situație. Că ne lăudăm cu faptul că vom repara 4 poduri, dar în perioada interbelică erau tocmai 27. Acum gândiți-vă bine. În perioada de pace, în perioada de prosperitate, de democrație,
de integrare europeană și fonduri europene, noi ne lăudăm că reparăm 4 poduri și mai construim probabil cândva unul, dar în perioada interbelică erau tocmai 27. Unirea se face cu pași accelerați, nu cu pași timizi, nu cu un pas înainte și doi înapoi și așa mai departe. Unirea trebuie făcută la nivel de infrastructură, la nivel de poduri, la nivel de drumuri, la nivel de încartament de trenuri, la nivel de interconectare energetică, la nivel de unificare a punctelor vamale, astfel încât noi să nu avem sute de mașini în vamă care stau în rând. Iată, noi avem această transmisiune în direct de 10 minute și eu m-am mișcat doar cu o mașină mai în față. Iată, acest timp, dragi prieteni, pe care îl pierdem în zadar la vamă, este consecința existenței frontierei dintre frați. Și eu cred, consider pentru Republica Moldova, că vremuri bune nu vor fi, atâta timp cât vom avea frontiera pe Prut, atâta timp cât vom avea această vamă nedreaptă în care vom pierde timp, vom pierde resurse, vom pierde nervi, vom pierde răbdare și nu vom avea de câștigat absolut nimic. Un coleg de-al nostru, care este un aprig unionist, avea o întrebare cu care vreau să închei această transmisiune în direct. Tu ce ai de pierdut fără hotarul de la Prut? Gândiți-vă la acest lucru. Voi ce aveți de pierdut dacă mâine nu o să mai fie hotarul de pe Prut? O să pierdem taxele și accizele care scumpesc absolut toate bunurile și mărfurile care trec peste frontieră? O să pierdem mai puțin timp din viața noastră stând aici ore în șir pentru a ne fi verificate actele? O să pierdem mai puțin timp pentru a ajunge din punctul A în punctul B din Republica Moldova, România? Eu văd doar beneficii și văd doar lucruri și avantaje care le avem de câștigat dacă nu ar mai exista aceste puncte de frontieră, dacă nu ar mai exista vama nedreaptă dintre frați. Vremuri bune pentru mine înseamnă să pot circula liber, să pot să vin să-mi văd frații liber, nestingherit, fără frontiere, fără sârmă ghimpată. Apropo, pe Prut încă este sârmă ghimpată. Vremuri bune pentru mine înseamnă nu să citesc din știri că vor fi reparate 4 poduri și poate va fi construit în timpul ce urmează încă un pod peste Prut la Ungheni, care abia se află în stadiu de studiu de fezabilitate și abia urmează proiectarea, dar cel puțin la nivelul perioadei interbelice, ar vrea să se spună în perioada dintre cele două războaie mondiale, când aveam tocmai 27 de poduri peste Prut. Și eu nu întâmplător repet, unii mă întreabă de ce repeți atât de des, pentru că repetarea este mama învățării. Repet de 1000 de ori ca să intri bine până la capăt în cap. Acest timp, acest combustibil, acești nervi, aceste discuții pe care le-am purtat aici sunt absolut inutile. Ele nu au niciun sens, ele sunt practic ineficiente, nu au niciun randament. Sunt bani ai statului Republica Moldova și bani ai statului român cheltuiți în zadar. Avem o vamă între noi, suntem aceiași cetățeni, avem aceleași acte, suntem cu același tricolor, avem aceeași limbă, avem aceeași istorie, avem totul același, dar avem hotar. Pe mine acest hotar mă doare și eu întotdeauna sau de foarte multe ori atunci când trec frontiera dintre Republica Moldova și România, nu mă pot abține să nu fac o publicație, să nu fac un clip video în direct pentru a-mi revărsa amarul, pentru a-mi exprima nemulțumirea și durerea că trebuie să stăm aici, aiurea, în aceste puncte de frontieră, absolut fără nici un sens. Gavril Moldovan scrie, în perioada interbelică că nu era graniță și nu trebuia grăniceri la 27 de poduri. Exact. Se trecea liber, se trecea masiv și existau tocmai 27 de poduri. Gândiți-vă la această cifră. 27 de poduri. Nu doar 5, așa cum există azi. Adică, pardon, 4. Unul este în plan de construcție pe la Ungheni. Deci gândiți-vă bine la acest detaliu tehnic, că al 5-lea pod peste Ungheni este abia în fază de studiu de fezabilitate, abia în fază de pregătire, de plan, de structură. Și asta în perioadă de înflorire economică, asta în perioadă de integrare europeană, în care există fonduri europene, fonduri structurale, fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii, drumurilor și așa mai departe. Cum au reușit
românii noștri în perioada interbelică să construiască poduri, tocmai 27 peste Prut. Și iată, asta însemna de fapt la modul real și concret unirea Basarabiei cu România. Iar astăzi avem doar 4 și batem din palme atunci când auzim că se mai construi doar încă un pod. Eu cred că noi am fost învățați de-a lungul timpului să ne percepem pe noi ca niște minori, ca pe o națiune căzută, ca pe o națiune deșartă, slabă, neputincioasă. De asta ne mulțumim cu firimituri, de asta ne mulțumim cu niște nimicuri, cu niște chestiuni absolut aberante și insuficiente pentru necesitățile poporului nostru. Haideți să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. Haideți să ne ridicăm la înălțimea predecesorilor noștri. Și acest lucru începe de la cap, de la vârf. Peștele de la cap se împute. Nu uitați acest lucru. Trebuie să avem grijă pe cine alegem în funcțiile de vârf ale statului, pentru că acolo se iau deciziile, de acolo pornește tot tăvălugul. Dacă de sus nu există o cerință clară, atunci credeți-mă că nici jos aceasta nu se va respecta. Oamenii se subordonează timpurilor și legilor pe care le trăiesc. Fiecare din noi rezistă și supraviețuiește așa cum poate. Dacă de sus, așa ca în statele civilizate, ar exista o cerință foarte clară, o regulă, un principiu, valori care s-ar impune, atunci cu siguranță și toți ceilalți s-ar subordona. Dar la noi lucrurile încep invers. Când luptăm cu corupția, mai întâi pedepsim un profesor care a luat 100 de lei mită sau că a făcut niște lecții particulare. Pedepsim un medic care a luat 50 de lei mulțumire de la un pacient. Iar cei care fură milioane sau miliarde ca în Republica Moldova, scapă nepedepsiți. Tragicomedie de râs și de plâns. Salutări cu drag și cu tristețe din punctul de trecere Oancea Cahul și nu uitați că în fiecare de noi bate câte o inimă de român. Important este să le facem să bată în unison.